Este foame de bani în Ministerele României. Ministrul demisionar al educației, Valentin Popa, a semnat înainte de a pleca o decizie prin care au fost tăiate 4.000 de posturi din învățământ. Din fericire, nimeni nu va fi disponibilizat, dar sunt multe școli și grădinițe care au în acest moment deficit de personal și care nu mai pot angaja. Opoziția critică dur măsura luată de ministrul PSD. Guvernul a premeditat această acțiune încă de anul trecut, alocând educației bani insuficienți. Nici salariile nu au fost acoperite în integralitate. La rectificare, educația nu a primit bani suficienți pentru salarii. Cert este că în acest moment, tot mai multe școli au primit somații de la inspectoratele școlare să reducă imediat numărul de posturi de profesori și personal auxiliar din școli. Câte astfel de lovituri trebuie să mai primească școala românească din partea acestui guvern cinic și incompetent, afirmă prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan. Fiecare județ va pierde circa 100 de posturi. Șeful inspectoratului școlar județean Cluj, Valentin Cuibus, a declarat pentru NCN și Ziar de Cluj că județul are 88 de posturi vizate de această măsură, posturi care sunt în acest moment vacante. Cuibus mai afirmă că acolo unde vor fi urgențe se pot face totuși angajări. Acolo unde va fi neapărat nevoie, unde sunt posturi unice, unde sunt posturi care îndeplinesc condițiile legale de angajare și de concurs, cum e cazul posturi unice de șoferi, care ai neapărat nevoie de fochist urmând perioada de iarnă. Deci, în situațiile astea se va face pentru că avem mai multe disponibile. Rămâne de văzut dacă noul ministru al educației va reveni asupra acestei decizii sau ea va rămâne în vigoare.